Bine v-am găsit! Mai mulți români și aromâni au desfășurat afaceri de anvergură în interiorul Imperiului Austro-Ungar, pe teritoriul Ungariei de astăzi sau chiar în capitala Budapesta. Unul dintre aceștia a fost considerat în secolul al XIX-lea cel mai bogat om din Austria, după familia Rothschild. El este cel care chiar a finanțat construirea podului peste Dunăre, care a unit orașele Buda și Pesta, susținând în acest fel crearea capitalei pe care o cunoaștem astăzi a Ungariei, Budapesta. Despre cei mai importanți oameni de afaceri români sau aromâni care au influențat mersul lucrurilor în Budapesta, vom vorbi astăzi împreună cu jurnalistul și scriitorul Miron Manega, purtător de cuvânt al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, director editorial al publicației Certitudine. Așa cum am anunțat din episodul trecut, au existat două categorii de oameni care aparțin identității românești sau culturii românești pe teritoriul Ungariei de astăzi, unii care acolo au trăit de când lumea, români, așa cum îi cunoaștem, și a românii care sunt tot români, dar care s-au dezvoltat într-o altă zonă, iar prin istorie au apărut niște diferențe, a românii care au venit de la sud de Dunăre și din care au forțat de evenimentele istorice, s-au stabilit masiv în zona Ungariei, și mulți dintre aceștia în Budapesta. Printre români au fost foarte mulți oameni de afaceri, pentru că orașul Moscopole, din care au venit foarte mulți, a fost un oraș extrem de dezvoltat în interiorul Imperiului Otoman, concurând Istanbulul, atât din punct de vedere financiar, cât și din punct de vedere al culturii, pentru că era, după cum tu ai spus în episodul trecut, al doilea oraș ca importanță culturală și financiară după Istanbul în interiorul Imperiului Otoman. Iar acești oameni au venit cu relațiile, cu rezerve financiare și au dezvoltat, după atacarea orașului și distrugerea lui, au dezvoltat în zona Ungariei, în Budapesta, afaceri alături de românii care erau autohtoni în acel spațiu al Ungariei de astăzi. Dă-ne detalii despre cei mai importanți oameni de afaceri români și aromâni din acele vremuri. Cel mai bogat din Ungaria, deși atunci era foarte greu să spui Ungaria, pentru că era Imperiul Habsburgic la început și pe urmă Imperiul Austro-Ungar. Deci de Ungaria nu putem vorbi decât după Trianon, când practic ea și-a recăpătat o parte din geografie, sau mă rog, granițe, capitală proprie, n-a mai fost o țară asistată așa cum fusese până atunci de la bătălia de la Mohaci, 1526 sau când a fost. Da, deci practic sute, deci, secole întregi, Ungaria n-a existat ca stat independent. Pe vremea lui Mihai Viteazul, Ungaria nu exista, era pașalâc turcesc. Ungurii cu care a intrat în conflict erau în Transilvania. În sfârșit, a românii și românii au participat volens noles la istoria Ungariei, fie promovându-și românismul din mijlocul lor, fie adaptându-se și susținând cultura, economia, demografia, până la urmă, ungurească. Așa, unul dintre cei care, sau de fapt cei mai importanți au fost George Simeon de Sina și Emanuel Gojdu. Gojdu venind din Moscopole, Sina venind din Grecia, pentru că a românii din peninsula balcanică au fost oprimați ba de greci, ba de turci, în funcție de cum era conjunctura istorică. George Simeon de Sina a venit din Grecia, familia lui a venit din Grecia. A fost unul dintre cel mai bogat, de fapt, român, sau cel mai bogat om de afaceri din Ungaria, din Budapesta, după Rothschild. Și asta trebuie să o ținem minte, este semnificativ.
deși nu avea susținerea. Deci am putea spune că din zona Austriei și Ungariei era cel mai bogat. Era cel mai bogat. Era cel, nu, erau doi. Era și Sterie Gumba, dar Dumba, dar Sterie Dumba, care o să vorbim puțin și despre el, a venit, s-a angajat la George Simeon de Sina și au intrat la un moment dat în concurență pentru că și-au disputat, de exemplu, Bragadirul, zona Bragadirul din Muntenia noastră, pe care o voiau și unul și altul, și a cumpărat-o Sterie Dumba. Atunci relațiile lor s-au răcit, a plecat la Viena, unde a contribuit la istoria Vienei, așa cum... Și o să vorbim despre asta într-un alt miniserie. Da, da, dacă nu avem timp. Hai să-i luăm pe rând. Hai să-i luăm pe rând. Să începem, vedem cine începem a fost... cu Atanasiu și Constantin Grabovski. Nu, sau... deci au... Nu, da, ăștia au făcut afaceri cu Postav, dar să vorbim de George Simeon de Sina. Da. Mă rog, am spus că a fost considerat cel mai bogat om din Imperiul Austro-Ungar după familia Rothschild. Familia lui, de fapt, a fost bogat. El a finanțat alături de István Széchenyi, un mare om de cultură, om politic și om de cultură maghiar, construirea podului cu lanțuri de peste Dunăre. Sina fiind finanțatorul, ideea, sau cum să zic, inițiativa a avut-o István Széchenyi. Un om extraordinar și foarte apreciat. A fost până și la Iosif Kossuth îl considera cel mai mare dintre unguri. Așa, ca învergură a personalității. Așa, deci el a finanțat podul de peste Dunăre, iar inaugurarea a avut loc de ziua lui de naștere pe 20... A lui Sina. A lui Sina, da. Pe 20 noiembrie 1849. Deci la puțină vreme după Revoluția din István Széchenyi nu mai era. Atunci el n-a putut să asiste la inaugurarea podului, a cărui inițiativă i-a aparținut. Numele lor sunt încrustate cu aur la, nu știu cum se zice, la intrarea pe pod acolo. Sunt. Cine era acest George Simeon de Sina? Sau ce avea? Avea 99 de domenii cu peste 240.000 de iugăre, de pogoane, în Ungaria, Austria, Cehia, Moravia, ce avea în Transilvania. Avea, unde avea în Transilvania? În Bistrița, Arad, Toplița, precum și în Muntenia, domeniul Dudești, pe care l-a cumpărat de la familia Dudescu. A cumpărat castelul din Gödöllő, un castel foarte important în Ungaria, în 1856. A avut palate superbe în Ungaria, Austria, Grecia, Italia, Veneția, Paris și în toate capitalele Europei. Să specificăm că el era un bancher de succes. Da, era un bancher. Iar pentru el toate aceste imobile erau investiții, de fapt. El își creștea averea prin cumpărând aceste imobile. Unele le construia el, pe altele le cumpăra. A fost membru al Camerei Magnaților Maghiari. A construit o prestigioasă bancă la Viena. Și el, mă rog, a fost susținător al proiectelor contelui Széchenyi. A susținut financiar Academia din Pesta. Și el și fiul lui Simeon, când a început colectarea banilor pentru ridicarea Academiei din Pesta, el a făcut prima donație și a fost cea mai mare din fiul lui George Simeon de Sina. Simeon de Sina, așa-l chema. A susținut financiar Academia din Pesta, a fost sponsor al Muzeului Național, al Teatrului Național, al Cazinoului Național, al Bazilicii Sfântul Ștefan, al ziarului Budapeștii Zemle. A sponsorizat orfelinate, creșe, spitale, bănci, societăți de asigurări din Pesta. A fondat o academie la Atena. La Atena. La Atena, dar și a finanțat construcția observatorului din Atena. A fost cetățean de onoare în Buda, Arad și Seghedin. A servit ca model pentru personajul central din romanul Omul de Aur al lui Yochai Mor. Deci a fost o personalitate proeminentă în spațiu public, nu știu, probabil era cel mai cunoscut om din Buda și Pesta.
și din Budapesta după 1873. Deci cam ăsta a fost Gheorghe Simeon de... Cu privire la identitatea românilor, se știe în ce fel a sprijinit sau s-a implicat în direcția asta? Păi el a finanțat și a sponsorizat în egală măsură toate inițiativele românești, ca și toți, și a mai mobilizat și pe alți a români să o facă. Și împreună cu Sterie Dumba a făcut iarăși foarte multe lucruri, dar în egală măsură ei nu și-au neglijat originile. Dar s-au integrat în societatea Imperiului Austro-Ungar. Respectiv budapestană. Da. Da, cel care s-a implicat mai mult în, în soarta românilor, a conaționalilor, a fost Gojdu, Emanuel Gojdu, care continuă să fie în actualitate prin scandalul. Hai să vorbim atunci despre Emanuel Gojdu acum și apoi vorbim despre Sterie Dumba și frații Grabovski. Da. Deci Emanuel Gojdu a trăit între 1802-1870. Așa. Când murea Gojdu, Eminescu avea scandalul de la Federațiunea. Gojdu a fost un personaj extrem de... cum să zic, fascinant până la urmă. Și-a făcut studiile la colegiile romano-catolice și a luat toate diplomele de la ei, dar și-a servit în mod accentuat națiunea pe care el o considera română. Și poate ar trebui să și cităm aici ce se considera el. Și aflăm lucruri interesante despre felul în care el propune o altă perspectivă a relațiilor dintre români și maghiari. De aceea chiar trebuie să-l cităm. Într-o mărturisire a lui făcută în 1861, deci cu vreo 9 ani înainte de a muri. Așa, zicea el la 9 aprilie 1861. Eu m-am născut în Ungaria. Dezvoltarea și toată fericirea mea, și când zic fericire, nu înțeleg starea prezentă, căci aceasta nu e fericire pentru mine, am de a o mulțumi națiunii maghiare. Din copilărie am fost protejat de maghiari, deși toți au știut cum că sunt român ortodox, aceasta totuși niciun maghiar nu mi-a imputat. Numai de la ei și între ei mi-am câștigat o stare înfloritoare. Dar pentru aceea nu s-a aflat unul care să-mi fi zis să nu fiu român. Patria mi-o iubesc nemărginit și pentru bunăstarea ei sunt gata în tot momentul, am sacrificat viața. Și pentru aceea eu nu cunosc cauza maghiară altcum decât sinonimă cu libertatea comună, însă pe lângă aceasta am cărunțit ca un român de omenie. Modestia nu-mi iartă ca să înșir aci ce am făcut pentru interesele nației, aceea însă o mărturisesc cum că toate mijloacele cu care îmi pot ajuta națiunea le-am căpătat numai prin maghiari. Cred că ar fi de comentat acest text, pentru că cred că e vorba de un context în cazul lui acum. A fost cumva într-o bulă demografică, hai să zicem economică. Nu cred că cunoștea toate problemele din Transilvania. Probabil. El cunoștea problemele... Și probabil că fiind un prosper om de afaceri, așa cum și astăzi, nu? Există și în România maghiari prosperi care au o relație foarte bună cu alți români, politicieni, oameni de afaceri și se dezvoltă extraordinar în România și cu siguranță, adică, dacă ar fi întrebat, ar spune, domnule, eu m-am dezvoltat în România, merge foarte bine, le mulțumesc tuturor românilor care am colaborat și care colaborez foarte bine, etc. Probabil că de la nivelul ăla nu se vedeau mai toate. Mai sunt unii care fură împreună cu România. Da, România. Sigur, sigur. Da, da. Și împart... În orice caz, este un lucru care merita subliniat, pentru că până la urmă
ar trebui să trecem peste toate problemele istorice și să înțelegem că putem trăi foarte bine români și maghiari în România, în Ungaria, pentru că sunt multe lucruri care ne leagă, de fapt. Așa cum am spus, sunt români sau lideri cu origini românești care au condus Ungaria ca rege sau ca regent. Iată aici, în acest serial, arătăm contribuția masivă pe care românii, fie că îi numim români sau aromâni, au avut-o la prosperitatea Ungariei, la cultura Ungariei și așa mai departe. Și cred că ar trebui să ne pună pe gânduri acest lucru, dincolo de toate conflictele și discriminarea românilor din Transilvania, care este dovedită, nu mai sunt semne de întrebare cu privire la aceasta. Da, apropo. Te rog. Da, mai nou au ridicat un monument de 21 martie. S-a ridicat un monument în memoria victimelor maghiare ale conflictului din 1990, 21 martie, cu cofar, cu... Da, adică... Au ridicat în sfârșit. Dar în continuarea ideii există și o formă de continuitate perversă. Pentru că, iată, în 2005, mi se pare, Tăriceanu și Răzvan Ungureanu au semnat împreună cu guvernul maghiar un, cum să zic, un protocol mizerabil, după părerea mea, în care s-a trădat intențiile lui Emanuel Goș cu privire la destinația averii sale. Da, el a propus să se creeze și s-a și creat și a și funcționat până în 1917-1918 Fundația Gojdu. După care a venit războiul, pe urmă a venit al doilea război, iar după 45 averea Emanuel Gojdu a fost confiscată de statul comunist maghiar. După 90, iată ce s-a întâmplat. Ungurii au vrut să ia averea lui Gojdu, care era o avere privată, o avere imobiliară. Ea a rămas o avere privată, care se transformase într-o fundație. Da. Emanuel Gojdu, care avea un scop bine conturat. Acordarea de burse studenților români creștin-ortodoxi. Pentru că el în timpul vieții exact asta a făcut. Așa cum mi-ai dezvăluit înainte de emisiune, Traian Vuia, Octavian Goga și alții au fost susținuți de Emanuel Gojdu, au fost finanțați, ajutați să-și facă studiile în Viena, în Budapesta. Da, 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 oriunde în lume. Oriunde îi ducea destinul, dacă aveau resurse pentru asta. Dar iată ce s-a întâmplat în 2005 și lucrurile au rămas, nu știu dacă s-au finalizat până la urmă. Pentru deci, că averea Gojdu a fost... Beneficiază românii de averea Gojdu? Păi nu știu dacă beneficiază, dar discutam despre colaborarea dintre români și maghiari. Iată colaborarea, la nivel de stat. Adică fură averea privată a unei mari personalități care a rămas emblematică în istorie, o împart între ei și scopul declarat a fost acela de a sponsoriza studenți români și maghiari. Dar nu știm ce se întâmplă cu valorile acestei. Mai mult ca sigur că a fost pierdută acum, dar poate facem o interpelare să vedem. Pentru că nu avem prea mult timp, dacă mai e ceva important de spus în legătură cu Emanuel Gojdu, te rog să o faci, dacă nu să trecem la... Poate să mai cităm un document de epocă ce vorbește o altă personalitate. Dacă e scurt. Să vedem dacă... Nu e așa scurt. Bun, hai să... Pentru că mai avem 5 minute. Ba da, e scurt. Dar nu, că e într-un limbaj de epocă și nu... E mai greu de înțeles. Da. Bun. O altă personalitate românească care a avut afaceri majore în Budapesta este Sterie Dumba. Sterie Dumba a fost un român venit din Grecia, a venit la Pesta, s-a angajat la Sina, la Gheorghe
Simeon de Sina, s-a angajat la el, s-a angajat, dar și-a dezvoltat și propriile afaceri cu postav. Pe alt traseu decât al lui Sterie, al lui Gheorghe Sina. Dar cred că am spus, au intrat la un moment dat în concurență, s-a retras la Ce Viena. Ce afaceri a dezvoltat Sterie Dumba? Păi Sterie Dumba, de aici a pornit afaceri cu postav. Așa, a fost o conjunctură care l-a favorizat, inclusiv războiul de secesiune din Statele Unite. Toate conflictele care au frământat epoca în Europa și în afară și în Statele Unite la vremea aceea n-au făcut decât să-i crească afacerile. Practic el a intermediat afaceri între Imperiul Habsburgic sau Austro-Ungar și Imperiul Otoman. Da. Pe această zonă de bumbacuri, piei și așa mai departe, chiar au creat o firmă împreună cu doi dintre frații săi, Gerbüder Dumba, da, care a fost foarte importantă în epocă. Atunci nu se punea problema ca acum, problema monopolizării. Monopolizarea venea de la sine, beneficiarii ziceau mersi că e cineva. În Budapesta este ceva special care și-a pus amprenta Sterie Dumba? Nu, în Viena și-a pus amprenta, în pentru Viena. Că el a plecat la Viena. Da, este cel care a donat spațiul filarmonicii din Viena statului, statului austriac, construit cu finanțarea lui. Și a construit lui cartiere întregi aproape în Viena. Vom vorbi despre acest lucru. Biserici. Dar este unul dintre cei care a făcut afaceri majore în Budapesta și în Imperiul Austro-Ungar și cu siguranță a avut influență majoră în epocă. În timpul care n-a mai rămas, să mai menționăm... Să fac o precizare. Fiind de același calibru, cred că nici nu puteau sta fiind unul de același calibru cu Simeon de Sina. Da. Da. Ei, mai ales că i-au și colaborat. Au colaborat și s-au supraamendat și... Nu s-au cert, s-au răcit puțin. Au mers în paralel, dar foarte bine că unul a pus monopol pe Viena, unul a rămas la Budapesta. Era deja Budapesta. Tot pe zona afacerilor cu postav, mai sunt doi aromâni, Atanasiu și Constantin Grabovski, care de asemenea erau stabiliți în Pesta, deci practic în Budapesta de astăzi, și la rândul lor au dezvoltat afaceri majore și au influențat economic mersul lucrurilor în Budapesta. Da, unul dintre ei, Atanasie, n-a avut copii, la el a locuit frate sau cu familia lui. Au construit un palat pe o stradă importantă în Budapesta, mi-e foarte greu să... Nu pot să-i rețin numele. Este un nume în maghiară. Da. Și acolo și-a mutat și centrul de afaceri, clădirea există. Nu știu a cui este acum, dar clădirea este, cred că ar trebui făcut un film cu toate casele. Ar fi interesant dacă s-ar merge prin Budapesta și s-ar filma toate clădirile sau alte obiective care au fost realizate cu finanțarea românilor. Ar fi interesant să le vedem într-un film documentar. Să sperăm că se va realiza și așa ceva în viitorul apropiat. Că poate o facem noi sau poate o faci tu. Da, cine știe. Dacă mai ai ceva de completat în final... La capitolul ăsta nu. Ar fi doar să începem și să nu putem continua. Așa că rămân pentru episodul pentru următor. Da, rămâneți aproape în episodul al treilea al acestui serial despre istoria românească a Budapestei. Vom vorbi despre politicienii și oamenii de cultură care au avut influență în capitala Ungariei și care au avut o contribuție importantă în apărarea drepturilor, libertăților și identității românilor din Transilvania și din Ungaria. Rămâneți aproape, veți afla de asemenea și în episodul următor lucruri foarte interesante.